Sute de vârstnici au venit la Petroșani să-l asculte pe Fuego. A fost un spectacol dedicat de administrația locală celor trecuți de prima tinerețe. Cu o sală arhiplină și un spectacol gratuit, Ziua Internațională a Vârstnicilor a fost la Petroșani una reușită. Pensionarii au luat parte la spectacol, au aplaudat și au cerut repetarea melodiilor cântate de Fuego. Acesta a urcat pe scenă și le-a recitat celor prezenți poezii dedicate părinților. De ce nu știm copii cu minți să fim? Părinții noștri, luminoși ca sfinții, coborători din dor și suferinți. De ce nu știm cinstit să-i prețuim? Se duc părinții, dragii mei, se duc, nu l-a arat, l-a semănat și nu l-a plug. Se duc încet, se duc de lângă noi, se duc la ultimul război. Printre toate grijile lumești, nu mai spune nimeni pruncilor povești. De ce nu știm să ne iubim părinții? De ce nu știm copiii cu minți să fim? Părinții noștri, luminoși ca sfinții, coborători din dor și suferinți. De ce nu știm cinstit să-i prețuim? Dumneavoastră, dragi părinți, sunteți într-adevăr niște sfinți pentru noi, copii. Spectacolul a fost unul gratuit și la el a participat generația a treia a municipiului Petroșani. Am și eu emoții alături de toți cei prezenți în sală, pentru că știu că Fuego este iubit de toate persoanele care sunt astăzi alături de noi la acest eveniment emoționant și mă bucur și eu că pot fi alături de cei pe care îi consider părinții, bunicii noștri, și mama mea este în sală și alte mame și bunici ale celor mai tineri, și eu mă bucur din suflet că sunt alături de cei care ne-au educat, ne-au crescut, ne-au sfătuit. Țin foarte mult la sfaturile celor care sunt mai în vârstă. Întotdeauna experiența lor este cea care ne ajută și noi, cei tineri, nu trebuie să uităm că și noi îmbătrânim, și noi vom fi ca ei și trebuie să le purtăm un respect deosebit. În fiecare an facem acest lucru, premiem cuplurile care împlinesc 50 de ani de căsătorie, un eveniment, zic eu, foarte important în viața oricărei familii, cu atât mai mult cu cât la Petroșani de două ori pe an reușim să premiem aceste cupluri astăzi, cu ocazia Zilei Persoanelor Vârstnice, în cadrul spectacolului care îl avem organizat pentru dumnealor, vom premia și familiile care împlinesc 50 de ani de căsnicie. Ei vor primi premii în bani, o diplomă și un buchet de flori din partea noastră și cu siguranță cel mai important lucru este faptul că îi apreciem și îi respectăm și încercăm să le arătăm acest lucru și pe această cale. Felicitări și la mulți ani! De asemenea, 50 de ani de căsnicie, Ioan și Maria Băbușanu. Urăm la mulți ani, de asemenea, familiei Nicolae și Victoria Cazan. La mulți ani pentru cei 50 de ani de căsnicie pentru Gheorghe și Catinca Dale. Felicităm de asemenea familia Ion și Ana Fechete. Tot 50 de ani de căsnicie pentru Ion și Anica Goldan. La mulți ani! De asemenea, felicităm familia Vasile și Floarea Ana Hollinger.
Un sincer la mulți ani pentru... Felicităm de asemenea familia Nicolae și Ana Muscalu. La mulți ani și o viață cât mai lungă pentru familia Ilie și Angela Obleagă. Tot 50 de ani de căsnicie primesc Ionel și Marta Pădureanu. La mulți ani! Spunem încă o dată la mulți ani pentru familia Ioan și Maria Simion. Felicitări și la mulți ani pentru familia Fiorel și Eugenia Străuț. Dumitru și Vilica Tofan. Timp de două ore, pensionarii au cântat și au aplaudat spectacolul oferit lor de Fuego, cel care a recunoscut că, deși nu a mai fost la Petroșan de 7 ani, a găsit aici un public minunat. Inima de mamă, inima de tată, ploaia o să plouă, vântul o să bată. Inima de tată, inima de mamă, codrul o să-și piardă frunza de alamă. Dincolo de ploaie, dincolo de vânt, clopote albastre se aud bătând. A trecut o viață